Vă salut pe toți, iubitorii neprihănirii lui Hristos, de pe toate meridianele. Mă bucur să avem din nou posibilitatea să discutăm despre frumoasa neprihănire a lui Hristos sub razele soarelui neprihănirii, cu vindecare sub aripile lui. Astăzi împreună cu noi este Gabriela Lupu din Marea Britanie. Constatăm și noi cu bucurie că solia adevărului prezent ajunge peste tot pe glob. Oamenii sunt impresionați de chemarea Domnului nostru la Marea Zi a Ispășirii și răspund cu bucurie. Ai microfonul, Gabriela, în Marea Britanie. Doresc și eu să salut pe toți iubitorii neprihănirii Domnului Iisus Hristos și mă bucur că sunt alături de toți acești oameni care doresc cu bucurie să participe la Nunta Mielului. Dar mai întâi să vă spun câteva cuvinte despre mine, despre cine sunt eu. Sunt un om care vine dintr-o familie în care religia nu a fost prezentă ca o discuție, nici măcar ca o discuție în familie. Tatăl meu, deși făcuse un an de dăscălie pe undeva pe la București, nu l-a mai terminat din motive știute de el, a considerat că e bine ca fiecare dintre noi, eu și fratele meu, să ne alegem când vom fi în măsura potrivită, când vom gândi noi pe ce drum să mergem. De aceea, de-a lungul timpului, nu am fost practicant, deși am fost botezată în Biserica Ortodoxă, nu am fost practicant al acestei religii. Și spre rușinea mea, sau poate spre binele meu, nu cunosc mai nimic din ceea ce înseamnă biserica în care am fost botezată inițial. Toate lucrurile acestea poate că au fost spre binele meu sau nu, asta se va vedea mai târziu. Ceea ce știu însă, că la un moment dat, în anii mei de adolescență, mă adresam totuși cuiva pe care eu îl numeam Dumnezeu, cu gândurile mele, cu dorințele mele, cu, spuneam, Doamne, ar fi bine dacă aș putea să ajung la liceu, am un examen, ar fi bine dacă aș putea să iau bacalaureatul și să merg mai departe la o facultate. Deci lucruri din acestea care în discuția mea cu Domnul, era o legătură care exista, să spunem așa, între mine și divinitate, dar fără să înțeleg, de fapt, ce înseamnă cu adevărat Domnul. Sigur, acum, după trecerea anilor, am înțeles lucrul acesta. Dar, iarăși spun spre rușinea mea, până la o vârstă foarte înaintată, nu am citit cuvântul Domnului. Nu l-am citit pentru că în casă nu a existat nicio Biblie. Dumneavoastră știți, mulți care au trăit în România, că în vremea comunismului Bibliile erau foarte rare. Și de altfel, să vă spun sincer, nici nu știam că există un cuvânt al Domnului. Îi vedeam pe preoți că aveau cărțile acelea mari bisericești și consideram că alea sunt pentru ei speciale, nici știind că și noi oamenii putem avea acces la ele. Au fost mulți ani în care nu am fost interesată de acest subiect. Dar apoi evenimentele din viața mea au căpătat, bine, viața mea în general a fost o viață, oricum poate fi numită, numai monotonă nu. Evenimentele din viața mea care s-au petrecut au început apoi să mă determine să mă gândesc și altfel. Și lucru care a marcat cumva încercarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a mă apropia de Dumnezeu, a fost un accident de mașină din care am scăpat, cum se spune, am scăpat cu viață și după cum vedeți sunt în viață, sigur cu unele sechele, dar lucrurile acestea nu sunt importante. Dar ce am văzut eu în acel accident a fost următorul lucru. Ceea ce a rămas în mintea mea în urma acelui accident a fost faptul că cineva a dorit să-mi facă un rău și altcineva a venit parcă și a pus așa o mână protectoare în fața capului meu ca să nu
pățesc nimic mai rău decât ceea ce s-a întâmplat. Pentru că oricine a văzut mașina după accident nu a dat nicio șansă de scăpare a persoanei care se afla în dreapta șoferului. Nici eu. După ce am văzut și eu mașina, m-am și întrebat unde e și încăput, cum am și stat ascunsă, cum s-au petrecut lucrurile de am rămas totuși cu viață. Și am început în căutarea mea să am început să-l caut pe Domnul, în felul în care mă gândeam eu. Sinceră să fiu, îmi cer iertare de la frații și prietenii pe care îi cunosc, ortodoxi, că trebuie să spun totuși asta a fost, au fost simțămintele mele. Nu, necunoscând nimic din cadrul bisericii, nu eram atrasă de festivismul care există în biserică, de tradițiile, de obiceiurile de acolo, pentru că, așa cum v-am spus, în familie, în afară de Crăciun și de Paști, care erau cumva niște zile mai deosebite în care, ca toată lumea, se făceau niște pregătiri mai speciale în cadrul familiei, altceva nu era prezent între noi. Și stăteam și mă gândeam cum aș putea eu, unde aș putea să-L găsesc pe Domnul. Am încercat să merg la Biserica Catolică. Îmi plăceau mai mult slujbele care se țineau acolo. Pe de o parte și pentru faptul că știți că în biserică erau niște scaune care ajuta mult, deci nu puteam nici să stau foarte mult în picioare, dar și felul în care erau prezentate erau cumva mai în atenția mea, mai spre înțelegerea mea, cumva. Mi s-a spus că nu pot fi un membru al Bisericii Catolice. Sigur, și atunci lucrurile au mers mai departe. În sfârșit am încercat să citesc din cuvântul Domnului și am citit numai primul capitol, prima carte, Geneza, în care, sigur că am stat eu și m-am gândit când am ajuns aproape de finalul cărții, că probabil se foloseau alte unități de măsură pentru timp. Mi-am zis că nu era posibil ca oamenii să trăiască atât de mulți ani. Sigur, lucrurile au luat apoi diferite întorsături în viața mea. A trebuit să consum mai mult timp pe navete. Deci, oricum, am fost întreruptă din citirea Cuvântului lui Dumnezeu mai departe. Și anii au trecut. Au fost mai multe lucruri care s-au petrecut în viața mea, însă de fiecare dată simțeam ajutor. Eu sunt o persoană care n-am apelat niciodată la nimeni pentru ajutor. Că dacă a fost nevoie de ceva, m-am dus și am bătut la ușă unde trebuia să bat, am întrebat dacă se poate rezolva și dacă s-a putut, s-a putut, dacă nu, am căutat altă cale. Dar vedeam cum atunci când mergeam în diferite locuri, ușile se deschideau și era o ușurare să văd cum lucrurile pe care le aveam în viață începeau ușor, ușor să reintre normal, chiar dacă veniseră unele încercări peste viața mea. Mai apoi s-a mai întâmplat niște lucruri. Dintr-o dată, din nou, din punct de vedere al sănătății, am fost într-o situație destul de gravă, pentru că nu am știut. După ce vreo 5 zile am fost într-o excursie cu un autocar prin țară cu copiii, pentru că, nu cred că v-am spus, dar între timp, bine, când am terminat liceu, am mers și am făcut un institut pedagogic și am căpătat diploma de profesor de matematică, meserie pe care însă n-am practicat-o decât foarte târziu în viața mea. Am făcut alte lucruri, dar nu mi-am practicat meseria. Iar atunci când a fost nevoie să apelez la diploma pe care am avut-o, sigur că a trebuit să iau lucrurile de la începutului. Și ca profesor fiind, am însoțit copiii în excursie și în timpul acela de vreo 5 zile am simțit că mi-este rău. Și mi-era rău și nu știam de ce. Sigur, după aceea m-am reîntors înapoi în Broșteni, unde am avut ultimul domiciliu în țară, și am mers la un medic și mi s-a spus că este momentul să merg de urgență, să merg la spital.
că nu trebuie să mă mai întorc nici măcar din Vatra Dornei la Broșteni pentru a-mi lua documentele, că era nevoie ca eu să merg acolo. Și am întrebat, bine, dar care este problema? Și mi s-a spus că aveam o piatră foarte mare undeva la ficat, care nu s-a trebuit operată, pentru că dacă m-aș fi întors înapoi, m-aș fi întors după aceea cu un intermecanic în care nu mai aveau foarte mari posibilități de intervenție. Nu vă spun, vestea aceasta poate pentru unii ar fi doborât, dar pentru mine a fost un prilej de extraordinar de mare bucurie, pentru că am văzut din nou cum în momentul în care senzația a fost că mă îndreptam spre o prăpastie și în ultima clipă nu vedeam prăpastia, dar cineva în ultima clipă m-a prins dragă de umăr și m-a tras înapoi să nu mai fac un ultim pas. Ei bine, din acel moment mi-am spus că este timpul să-L caut cu adevărat pe Domnul. Și dacă n-am fost un practicant în Biserica Ortodoxă, de data aceasta a trebuit să îmi îndrept pașii către biserică. Și am început. Deci eu vă spun că nu știam nimic despre situația aceasta, dar am început să fac și eu ce făcea lumea. Mi-am zis că dacă lumea face așa, să fac și eu, ca să-i aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat, pentru toată ocrotirea de care m-am bucurat de-a lungul vieții. Și când am început să privesc apoi în urmă, mi-am dat seama de cât de multe ori Dumnezeu a intervenit în viața mea, fără ca să fac legătura directă între ce mi se întâmpla și ce mi s-ar fi putut întâmpla dacă nu se intervenea într-un fel sau altul. Pe parcursul timpului am constatat că Dumnezeu mi-a oferit ocazia, numai că eu n-am avut ochi să văd. Alții n-au avut, nu s-au gândit că aș putea fi interesată, nu mi-au vorbit niciodată și lucrurile au decurs în continuare până la un moment dat când am întâlnit într-o călătorie într-un tren, eram eu și cu fica mea, un tânăr care nu a vorbit foarte mult, dar care pe laptopul pe care l-avea a pus muzică de la Biserica Adventistă. Muzica aceea a pătruns puternic în mintea mea și sigur că am întrebat, curiozitatea a fost, întreb de unde este muzica, cine, unde se cântă și așa am aflat de existența Bisericii Adventiste. Și lucrurile au început să se desfășoare cumva, fiind eu și cu fica mea, ea având libertatea mai mare de acțiune, a avut timp mai mult la dispoziție, s-a interesat ce este cu această biserică. Și s-a spus că este la Suceava, sigur era și la Vatra Dornei, dar tânărul acela o cunoștea pe cea de la Suceava și a spus dacă vrea să se ducă, o să se ducă într-o zi de sabat să ducă acolo. Și s-a dus la biserica din Suceava, a fost foarte impresionată, a fost, frații au primit-o cu toată căldura, i-au oferit toate informațiile de care avea nevoie, toată dorința lor de a fi, dacă dorește să fie membru acestei biserici, și decizia ei a fost luată, cum se spune, foarte, foarte repede. Lucrurile acestea se întâmplau cam în perioada 15 noiembrie și după o lună i-a cerut să fie botezată. Sigur, fratele pastor de atunci a părut sceptic și a zis, dar așa repede, fără o pregătire, și a spus, nu, eu vreau să fiu botezată acum. Și s-a botezat. Până la sfârșitul anului, de ce s-a botezat? Și a trecut după aceea anul nou și m-a întrebat așa, într-un mod foarte direct, mamă, tu ce faci? Că aici este biserica adevărată a lui Dumnezeu. Aici Domnul a spus că ziua 7 este ziua de închinare și că este sâmbăta. Și că de aceea este ziua Domnului. Și eu, în condițiile astea, am spus, bine, eu sunt de acord să fac lucrul ăsta, dar întâi vreau să văd în cuvântul Domnului unde găsesc eu că ziua de sabat este ziua a șaptea. Cum găsesc eu acest lucru în cuvântul Domnului? Și dacă înțeleg acest lucru, înseamnă și în momentul... Și a spus, bine, ți-aduc o Biblie. Și mi-a adus o Biblie cu un scris mai mare de data asta, așa, și am început să citesc din cuvântul Domnului. Deci se întâmpla în 2005, la începutul anului.
Am fost atât de interesată în citirea Cuvântului lui Dumnezeu, încât în mai puțin de 6 luni am terminat de citit Biblia. Deci eu spun citit, pentru că nu se punea problema unui studiu. Citit. Iar eu voiam să găsesc locul în care eu să, din care eu să pot înțelege că într-adevăr este sabatul, este ziua a 7-a. Și am mai avut în minte ceva, să înțeleg de ce în timpul copilăriei mele a fost marcată la de știrile de la radio în care tot timpul erau războaie în Israel. Israelul era peste tot, nu exista știri în care să nu fie evenimente legate de diferitele atacuri. Ei bine, și am ajuns la Noul Testament, în care acolo, știți, cum știe toată lumea, nu este ceva nou, situația în care se spune foarte clar ce s-a întâmplat atunci când Domnul a fost răstignit, când Domnul Iisus a fost răstignit și când a fost învierea. Și mi-am zis că dacă toată lumea știe că învierea a fost duminică și că acolo se specifica clar că este prima zi a săptămânii, din acel moment, pentru mine, lucrurile s-au clarificat. Și când s-au clarificat, desigur, până atunci nu avusesem cunoștința celor 10 porunci, abia atunci când am citit Cuvântul Domnului le-am aflat. Când am aflat de-a lungul timpului despre aceste porunci, mi-am dat seama cât de mult am păcătuit în viața mea. Am venit înaintea Domnului Iisus și i-am povestit viața mea și l-am rugat să mă ierte de tot ce făcusem în viața mea, de tot ce mi-am adus aminte, de tot ce până atunci nu înțelesesem că este vorba de păcat. Și din acel moment, tot prin acel tânăr, care între timp îl cunoscuse pe fratele pastor de la Vatra Dornei și care era și pastorul bisericii, culmea este, Biserica Adventistă era în Broșteni, acolo unde eram eu. Iar eu nu știam de existența acestei biserici. Dar nu a fost o problemă. Mai târziu, după aceea, am constatat că am avut o elevă la clasă, fiind dirigent, am avut o elevă la clasă care părintele era prezbiter în biserică. Am văzut că fetița n-a venit la sfârșitul anului să-și ia premiul la sărbarea care se făcea, s-a făcut în ziua de sâmbătă. Dar nimeni nu mi-a explicat de ce. Am zis că poate este plecat într-o excursie, poate că, ce știu eu, nu știam ce se întâmpla, care erau motivele. Mai apoi am lucrat cu alte familii de frați din biserică, pe care apoi i-am întâlnit în cadrul bisericii ca fiind instructor la școala de sabat. Nu am avut, de asta vă spun că Domnul în pașii pe care i-am făcut, am avut ocazia să aflu despre biserică, dar când n-am aflat-o din cei care erau lângă mine, am avut ocazia, deci prin altcineva, să ajung la biserică. Și, deci, în felul acesta am ajuns în cadrul Bisericii Adventiste. Anii au trecut, nu mulți, dar a trebuit anul următor, tot din cauza problemelor. Nu mai găsisem încă loc de muncă în cadrul învățământului și atunci am plecat în Suedia ca să ajut o familie de români care aveau nevoie de un ajutor din partea unei doamne. Am fost la biserica din Suedia, sabat de sabat, deci din momentul în care m-am botezat în biserică, nu am lipsit de la niciun sabat până când am ajuns aici în Anglia, mai precis în Scoția. Sabat de sabat, indiferent pe unde am fost, prezența mea a fost totală. După Suedia, am plecat în Spania. Ei, aici, în Spania, au avut loc unele întâmplări, le spun întâmplări cu ghilimele de rigoare, pentru că am cunoscut frați și prin forța împrejurărilor, deci care au ajuns în viața mea, în zilele de sabat, pentru că unde la cine stăteam, tot la fel, ajutam o doamnă din Spania, veneam dimineața în sabat la biserică și aveam după aceea autobuz de întoarcere seara.
Și în timpul zilei aveam deci o pauză după ce se termina serviciul divin de la mijlocul zilei, un timp în care eram invitată la diferiți frații. Au fost foarte drăguți și foarte amabili și plini de căldură. Și în casa uneia din frate am găsit o mică cărțulie, o carte de o palmă, nu era mai mult de o palmă, și pe ea scria 1888. Și mi-am spus, te rog mie și mie să citesc cartea asta. Ți-o aduc sabatul următor. Și mi-a dat-o. Ei bine, atunci a fost prima dată când eu am luat cunoștință despre solia 1888. Și ceea ce am citit în acea carte mică m-a impresionat, pentru că știam de la bun început că Sora White este profetul Bisericii Adventistei și că Domnul vorbea poporului său prin Sora White. Și citisem până să plec în Spania, tot ce am avut posibilitatea să citesc, am citit din scrierile Sorei White, cărțile de bază, mărturiile, Divina Vindecare, deci totul citisem. Sigur, nu pot spune acum că mi-a rămas totul în minte, dar concluzia la care eu am ajuns în acele momente era că ceea ce spune Sora White ar trebui să știe toată lumea și ar trebui să înțeleagă toată lumea. Cel puțin așa a fost percepția mea. Și eu ajunsesem acum în fața unor paragrafe care erau evidențiate în acea carte, în care, referitor la evenimentul care s-a întâmplat la Minneapolis în 1888, Sora White făcea aprecieri foarte clare că acea solie trimisă prin acei frați, John și Wagner, nu a fost primită, că Duhul, că deși au început să meargă apoi la popor și Sora White a apreciat și a spus că au început să cadă stropii ploii târzii, dar că mai apoi a fost stopată această venire a acestor început de ploaie târzie și că Duhul a fost îndurerat de poziția pe care au avut-o biserica, de poziția pe care au avut-o frații și că s-a retras. Și în continuare, în alte paragrafe, sigur spunea că va mai trece multă vreme până când Duhul se va reîntoarce în condițiile în care biserica se va pocăi și va primi solia respectivă. Eram în acei ani în care nu era oră de rugăciune, în care frații și surorile să nu se roage pentru venirea ploii târzii. Și eu acum, în mintea mea, stăteam și mă gândeam, dacă frații se roagă pentru venirea ploii târzii, revenirea ploii târzii, ceva s-a întâmplat, pentru că nu înțelegeam, dacă ea spunea foarte clar că s-au pocăit, înseamnă că ar fi trebuit să vină. Și atunci am întrebat, când am înapoiat cartea, am întrebat pe frați ce știau ei despre această solie. Și răspunsul pe care l-am primit, sigur că nu puteam să-i întreb pe frații pastori de la Biserica Spaniolă, pentru că biserica la care mergeam era o biserică spaniolă, iar frații cu care eram frații români îmi făceau și mie traducerea a ceea ce frații pastori predicau la momentul respectiv. Și lucrurile au decurs într-o așa manieră încât mi s-a spus că nu, dar solia a fost primită. Și că ea a fost primită și că de fapt a fost așa o neînțelegere atunci, că de fapt este vorba despre neprihănirea prin credință, care este acceptată de toată lumea și că a fost o simplă neînțelegere, un fel de discuții, dar solia în principiu a fost acceptată și că totul este în regulă. Mintea mea a rămas cumva, sigur, am primit explicațiile respective, dar în mintea mea s-a născut întrebarea. Dacă a fost primită, totuși de ce nu a venit ploaia târzie? Întrebare la care sigur că nu mi-am putut
răspunde. Dar au trecut ani, am ajuns aici, în Scoția, în Anglia, Marea Britanie, sigur că da, cum spune toată lumea, și sigur am lucrat tot așa la un cămin, ajutând pe bătrâni în nevoile lor. Sigur, biserica adventistă era la Glasgow, o distanță destul de mare, în care nu puteam să merg. Trebuie să mergi 4 ore cu autobuzul adus și 4 ore l-am întors, ceea ce rămânea un timp extrem de mic pentru a asculta cuvântul Domnului. Și atunci am încercat să ascult prezentările făcute de frații pastori de la alte biserici. Și mi s-a recomandat să ascult de la Numa Linda predicile pe care fratele pastor Dănăiață le prezenta cu regularitate. Și sigur că am urmărit foarte mult timp, dar acolo, printre predicile care erau prezentate, era o anume rubrică sau anumită periodicitate a unor prezentări legate de ora profetică. Adică situația prezentă legată de evenimentele din jur, văzute în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Și ca moderator era fratele Dorin Lătăianu. La un moment dat nu l-am mai văzut, nici ora profetică nu a mai apărut și nici pe fratele Lătăianu nu l-am văzut. Era în anul 2018, deci la 10 ani de când eu citisem pentru prima dată ceva material legat de această solie. Și prin căutările mele pe internet am ajuns la un moment dat la niște comentarii, sincer vă spun, nu mai amintesc de la care biserică, dar cu comentarii al unui frate care spunea poate că ar fi bine să urmăriți și ce are de spus fratele Dorin Lătăianu. Când am ajuns la numele respective, am spus, stai puțin, pe fratele ăsta îl cunosc și eu, hai să vedem să caut. Și am căutat pe fratele Dorin Lătăianu. Și când am văzut care era subiectul esențial al prezentărilor pe care le făcuse de la începutul anului, subiectul era 1888, în mintea mea, deci fără să ascult inițial, fără să ascult nimic, în mintea mea a revenit acel gând, ceva nu a fost în regulă și am spus, am știut eu că ceva nu este bine. Și m-am hotărât ca să urmăresc predicile pe care fratele Dorin a început să le prezinte și să vedem despre ce este vorba. Înainte de 2018, cam cu vreo 2-3 ani înainte, un gând îmi stăruia în minte. Un gând care, la care nu găseam răspuns. De ce Domnul Iisus Hristos nu a păcătuit? Și nu știam să răspund. Sigur, faptul că se ruga tot timpul și că Duhul Sfânt îl conducea și nu păcătuia și avea putere. Și totuși îmi spuneam, și noi oamenii totuși ne rugăm pentru toate lucrurile astea. Și, într-adevăr, pentru un timp capeți o anumită învingere a unor anumite tendințe pe care le ai. Dar după aceea, după un timp, iarăși revin. Ori la Domnul Iisus Hristos nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și dacă el nu a păcătuit toată viața, ca și copil fiind, nu se putea să nu păcătuiască. Sau ca adolescent, chiar dacă avea cunoștința Vechiului Testament, firea omului este așa cum este. Și stăteam și mă gândeam cum a fost posibil lucrul acesta și cum la noi nu este posibil. Sigur că n-am găsit răspunsurile potrivite, dar am început să urmăresc predicile fratelui Dorin. Și pentru că eu obișnuiesc să fac lucrurile într-o anumită ordine, nu m-am oprit la ultima predică care era prezentată, ci am luat totul de la început, de la luna ianuarie, cu primele prezentări, pentru ca să pot înțelege din prezentările respective ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile. Și eram atât de dornică să aflu toate aceste lucruri, încât cred că nu a durat mai mult de o lună, o lună și jumătate, în care am parcurs toate conținutul la toate predicile, în fiecare zi ascultam câte una și încercam să înțeleg ce se întâmplă și ce s-a întâmplat mai ales și care sunt
urmările. Vedeam în ceea ce spunea fratele Dorin, mi-aduceam aminte de pasajele pe care le citisem în acea cărticică. Și de aceea m-ați întrebat din Măianu de multe grupări care sau știu eu, multe prezentări ale diferiților frați cu privire la acest subiect. De ce am ales această opțiune? Pentru că acesta a fost motivul, deci a fost legătura dintre ceea ce eu citisem inițial și ceea ce prezenta fratele. Și am reușit, așa cum vă spuneam, într-un timp scurt, cam o lună și jumătate, să parcurg toate acele predici și să ajung la zi, cum se spune, ca să pot fi la zi cu toate prezentările făcute. Am încercat să spun celor din jur și, sigur, prima dată mi-am îndreptat atenția către familia mea, în care fiecare a avut puncte de vedere diferite, pe care mă gândesc că Dumnezeu în bunătatea Lui le va armoniza cu timpul. Că prin puterea Duhului Său cel Sfânt va face posibil ca și alte persoane care, deși la început au avut o anumită părere, mai târziu să o poată schimba. Apoi am vorbit fraților pastori pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului, nu mulți, dar cei pe care i-am cunoscut, le-am vorbit și le-am spus, i-am întrebat ce părere aveți despre soția aceasta pe care o prezintă fratele. Unul din frați mi-a spus, nu știu ce prezintă, dar recunosc pe părinții lui fratelui Dorin. Nu știu exact, dar o să mă interesez și o să văd despre ce este vorba, dar eu nu vă opresc să nu studiați despre această solie, dar vă recomand să o faceți cu echilibru pentru a nu cădea într-o stare de fanatism sau de rătăcire spirituală de la ceea ce ați învățat și de la ceea ce ați primit. Un alt frate căruia i-am spus despre solie a spus, nici eu nu știu, n-am ascultat niciuna din prezentările făcute, dar mi-a fost coleg de institut. Este ceea ce mi s-a spus este că fratele ar fi luat-o cumva pe o altă cale. Și am spus, dacă ați ascultat să vedeți ce frumos vorbește despre nuntă și despre toate celelalte lucruri care sunt prezentate în solie. Și am spus, ce bine, am să încerc să fac și lucrul acesta, să vedem ce va fi. Nu am mai portat discuții cu frații, poate că au văzut, poate că au înțeles, poate că au făcut cercetări. Este problema pe care o au ei. La familia de la care am citit prima dată cărticica și care s-au întors în România, le-am spus și lor, măi, uite, este fratele Dorin, uite, ascultați ce are de spus despre solia aceasta și pute și voi și haideți să vedem să voi ce părere aveți dacă ați asculta aceste prezentări. Și ei mi-au spus, a, păi zice, și la noi aici în România este fratele Jimmy, fratele Jimmy Cârstea, care ne spune despre lucrurile acestea, am primit și cărți, nu știm să vedem ce va fi. Sigur, eu mă așteptam ca cei pe care i-am întrebat să fie curioși, așa cum am fost eu. Dar probabil că nu trebuie să mă compar cu restul oamenilor. Presupun că fiecare își are o tendință, o dorință de a afla despre lucrurile acestea. Sunt curios dacă, după ce ați văzut materialele de pe canalul de YouTube al lui Dorin, l-ați și căutat să-l întrebați de ce opinia aceasta și de ce reacțiile fraților de la Loma Linda. Oh, da. În momentul în care am constatat că cei doi frați pastori pe care, cu care am vorbit despre fratele Dorin îl cunoșteau, și văzând în prezentările fratelui la un moment dat un sentiment de tristețe a faptului că nu este înțeles sau oamenii se depărtează când au despre acest subiect, am vrut să
îl sun și să-i spun fratelui că nu toată lumea gândește la fel. Că, de exemplu, eu apreciez mult ceea ce a prezentat în predicile sale, că a adus multă lumină pentru înțelegerea subiectului respectiv. Pentru că ceea ce citisem eu în acele cărticele era numai o explicație a faptului că solia nu a fost primită, dar conținutul soliei încă era în curs. Deci nu era cunoscut, nu era prezentat în acea cărticică și o doream să aflu ce s-a întâmplat, ce conține efectiv acea solie. Și din prezentările fratelui Dorin am văzut că ceea ce el prezenta la fiecare săptămână aducea din ce în ce mai multă lumină asupra înțelegerii subiectului respectiv. M-am bucurat foarte mult că, și sigur, l-am presupun că și pe el l-a surprins telefonul meu, dar după aceea am înțeles că au mai fost una și de alți frați și lucrul acesta este îmbucurător. Am mai păstrat legătura cu fratele și chiar vorbim probabil lunar sau poate și mai des sau poate mai rar, în funcție de fiecare cum simte nevoia. După aceea, aflând despre dumneavoastră, frate Gili, sigur că am dorit să vorbesc și cu dumneavoastră să vă întreb despre anumite lucruri, să vă spun ceea ce înțeleg eu, ceea ce simt eu, ceea ce știți ca atunci când dorești să ai o conversație despre un subiect comun cu frații și pentru întărire și pentru ajutor. Altceva aș vrea să știu acum și anume, ce ați considerat că este atât de important și valoros în solia asta încât să merite să luați o poziție publică? Pentru că în momentul în care anunți și ieși public spunând eu sunt de acord cu solia asta, ar trebui în mod normal, după părerea mea, să și existe câteva lucruri esențiale care ți s-au părut importante pentru timpul prezent și care să te motiveze să iei o anumită poziție. Și sunt curios care au fost acestea sau dacă au fost. Eu am înțeles din această solie lucruri extraordinar de importante. A adus lumină, cum spunea sora White, la multe subiecte din care până acum nu au fost dezbătute. Și pentru mine lucrul acesta a fost important pentru că mi-a arătat, în primul rând, pornind de la legea eternă a lui Dumnezeu, de la scopul etern al lui Dumnezeu, arătând apoi condițiile în care a apărut păcatul, atât în cer și apoi pe pământ, și apoi ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ca să-și salveze poporul care, printr-o decizie tragică a primilor noștri părinți, au ales calea de despărțire de Dumnezeu. Și mi se pare că un lucru drept din partea celor care îl iubesc pe Dumnezeu este să vină să spună aceste lucruri și celorlalți oameni, că Dumnezeu dorește cu adevărat să salveze poporul, că Dumnezeu dorește, dar oamenii trebuie să accepte calea pe care Dumnezeu o arată. Și aici este un lucru pentru care îmi doresc ca frații care aud despre această solie să se întrebe care este calea pe care Dumnezeu ne-o arată. Și dacă calea pe care o arată este cea prezentată în această solie, atunci ar trebui ca oamenii să fie îndemnați să cunoască aceste lucruri. Vreau să vă întreb dacă ați reușit să înțelegeți din solia noastră că acea vindecare despre care vorbește Domnul în toți profeții, apoi descrierea din Zaharia, vine un moment în care îngerul dă porunca, dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l în haine de sărbătoare. Vreau să întreb dacă apreciați și credeți că acesta este un moment pentru tot poporul lui Dumnezeu din ultima generație și că el se va face exact în acești termeni. Deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Este adevărat. Ceea ce spuneți a ridicat unele discuții între mine și familie, pentru că eu cred acest lucru, pentru că așa cum Dumnezeu a creat totul într-un timp foarte scurt,
deci în 6 zile a făcut totul și apoi toate celelalte, așa cum Domnul Iisus a vindecat pe cei care au venit la El după ajutor, pe loc, deci eu cred acest lucru și cred în, în ceea ce spune capitolul 3 din Zaharia, în care Domnul va da un decret divin și care spune că El este Cel care va face acest lucru. Deci, dezbrăcați-L de hainele murdare și îmbrăcați-L cu haine de sărbătoare. Este exact acea lucrare pe care sunt convinsă că Dumnezeu abia așteaptă să o facă pentru un întreg popor. Și aici este iarăși o problemă, că nu se înțelege că este nevoie de un întreg popor care să înțeleagă aceste lucruri și care să accepte ceea ce solia face cunoscut din partea Domnului. Sunt aspecte pe care sunt negate de cei pe care îi cunosc, pentru că eu în biserica din care provin nu am mai întors ca să mai vorbesc, să mai pot vorbi cu frații, dar cu ceilalți frați în alte biserici pe care i-am cunoscut, am avut astfel de discuții și în care ei nu înțeleg de ce nu, la fel ca și până acum. Ne rugăm și Dumnezeu ne iartă și totul este în regulă. De ce trebuie să fie un popor întreg? Iar eu am înțeles din ceea ce, din cuvântul Domnului și din solia prezentată, că Domnul are nevoie de un popor pe care să-l facă neprihănit, pentru ca El să fie Cel care să dea dovada în fața lumii de neprihănirea și de armele folosite de Dumnezeu, așa cum spuneam mai înainte, în obținerea unui popor neprihănit. Deci lucrul, cred că lucrul acesta este esențial pentru a fi înțeles. Ok, mă bucur. Și noi tot așa am trecut prin această experiență când au fost tensiuni mari între ceea ce auzeam, știam, auzisem predicându-se că noi biruim păcatele unul după altul, toată viața noastră și constatam că nu se întâmplă așa în practică, dar nici nu aveam alt răspuns. Și a fost o mare bucurie când solia aceasta a adus clarificările legate de această situație tragică din poporul nostru. Nu a înțeles sensul cuvântului judecată. Și de aceea am și ajuns în această situație laodiceană. Pocăința cerută de martorul credincios, de asemenea aș vrea să vă întreb câteva lucruri legate de acest aspect. El spune acolo, fii plin de rând, dar și pocăiește-te. Nu se înțelege în general că este vorba despre pocăință pentru că nu ai aur, haină, doctorie. Cum ați înțeles acest lucru? În primul rând, ceea ce spune martorul credincios acolo în Apocalipsa 3, ne spune nouă că noi nu știm și nu știm multe lucruri. Nu știm că suntem ticăloși, nenorociți, săraci, oameni și goi. Și ne spune lucrul acesta și după părerea mea cred că este un îndemn din partea martorului credincios de a afla de ce nu avem lucrurile astea. Afla de ce suntem așa. Afla de ce nu avem haina, nu avem aurul curat, nu avem haina albă, nu avem doctoria pentru ochi. Iar pocăința, cred că este a lăsa, așa cum spune și Domnul, a-ți arăta faptul că nu ai înțeles, că regreți că nu ai înțeles, dar că dorești ca să urmezi ceea ce Dumnealui îți spune prin solii pe care i-a trimis cu solia respectivă, care te îndeamnă să primești ceea ce El îți oferă. Cumpără de la mine aur curat, haina albă și alifia pentru ochi. E bine, lucrurile acestea sunt foarte importante. Nu putem înțelege mai departe ceea ce Dumnezeu vrea de la noi dacă nu înțelegem unde ne-am poticnit. Și după părerea mea, eu cred că și mie mi-a trebuit mult timp, dar presupun că și altor frați, în înțelegerea scopului etern al lui Dumnezeu, în natura păcatului, ce s-a întâmplat în ceruri și pe pământ și care a fost
atitudinea și dorința lui Dumnezeu în fața tuturor acestor situații care au apărut și metoda prin care Dumnezeu dorește ca noi să primim această din nou albă și strălucitoare haină a neprihănirii caracterului său. Da, mă bucur pentru credința ta și mă bucur pentru zelul și hotărârea prin care dorești să onorezi pe Domnul în această ultimă și finală încercare din Marea Controversă, alături de toți ceilalți, evident, care au apreciat chemarea la nuntă, care iau în serios avertizarea strigătului de la miezul nopții, iată mirele ieșiți în întâmpinare, și care recunosc faptul că până acum poporul nostru și noi împreună cu tot poporul nostru pur și simplu am dormit în marele și spațiosul dormitor denominațional. Și în final, o întrebare personală așa, care este poziția ta, cum reacționezi, cum sesizezi, cum evaluezi situația poporului nostru în acest moment? Poporul nostru în acest moment este împărțit cumva în ceea ce a știut până acum, ceea ce aude acum, iar unii din popor și cei care doresc și primesc cu bucurie această solie se alipesc de ea, iar ceilalți consideră că totul este în regulă, că totul este bine, că solia a fost primită, că nu avem nimic de făcut, decât să așteptăm revenirea Domnului și să ne luptăm cu înfrângerea păcatelor care ne bântuie viața cu ajutorul lui Dumnezeu prin puterea Duhului Său cel Sfânt, zilnic și cu această dorință fiecare își duce viața în continuare și dă mărturie celor din jur despre această capacitate pe care Dumnezeu o pune la dispoziția fiecăruia, Duhul Sfânt, care să-i ajute să meargă mai departe. Consider că nu aceasta este punctul meu de vedere, nu aceasta este calea, pentru că suntem ființe create și ca și ființe create nu avem această putere de a ne face neprihăniți chiar cu ajutorul Domnului, ci este o lucrare pe care Dumnezeu o are de împlinit în noi prin voia și puterea sa. Și aici este un punct pe care oamenii nu-l înțeleg. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Lupu, pentru dispoziția de a împărtăși cu prietenii Soliei Neprihănirii lui Hristos, cu toți cei care iubesc și apreciază solia trimisă prin frații Wegener și Jones. Îți mulțumesc pentru timpul acordat și pentru bunăvoință. Ne bucurăm împreună cu toți ceilalți așteptători ai mirelui, în speranța că el va constata în curând că nu mai este cazul să întârzie, să aștepte, pentru că mireasa și poporul său s-au format. Ne bucurăm în Domnul să constatăm acest lucru și îi dăm slavă pentru maniera în care a făcut ca soarele neprihănirii cu vindecare sub aripile lui să strălucească peste orizontul destul de sumbru al Bisericii Laodiceea din timpul nostru. Și eu vă mulțumesc și doresc tuturor celor care urmăresc această prezentare și toate celelalte în continuare pe care sunt puse fie pe site-ul nostru, fie pe site-ul Dorin, să fie din toată inima primite și înțelese, mai ales cu toată puterea și înțelegerea pe care Duhul Sfânt le dă și să primească această solie care este într-adevăr solia dătătoare de viață, de viață veșnică. Amin. Mulțumim. La revedere. La reauzire.